principiu era un tip sensibil, artistic, un visător, Georgica nu se încurca cu toate banalitățile. Nu era deloc făcut pentru matematică. Când era copil, era destul de talentat la desen. Am încercat să-l determin să facă desen tehnic. I-am dat compas, i-am dat creion. S-a jucat un pic cu ele, apoi le-a abandonat. A continuat cu desenul lui artistic. Făcea cape. Le făcea o foaie ornamentală numai cu capre. Nu neapărat să reprezinte ceva, dar să aibă capre. Peste tot. Capre în peisaj, capre în casă, capre băligate, învoiate, învolburate. Le făcea, le stiliza, le... Da, da, da. O lume de capre. De asta vedem noi ce avem aici. Și ea ce-l caracterizează, zic eu, cel mai mult, că trece cu ușurință de la seriozitate la glumă, din serios în glumă, din glumă în serios. Eu cât am fost copil, idolul meu era Batman. Eu cu Batman am trăit. La școală, la sărbare, mă duceam îmbrăcat în Batman și a venit el. Cu Zorro. Și pe atunci nu ne-am mai înțeles, pentru că erau două personaje care aveau aceeași costumație, aproximativ, și ne confundam. Well then. Let it be the moment of truth. George! George! Stiga mai Zorro! Nu! Zorro! Vine la masă! Și sincer, nici până acum nu m-am dat seama de unde a venit conceptul ăsta de capre. Capre. Crrr. A. Păi îi plăcea să inventeze fel de fel de cuvinte. Le amesteca, le anagrama, ne punea și pe noi să spunem după el. El începea și noi trebuia să urmăm. El spunea crrrr și noi după el a. Și ne-a coptat tot timpul în lumea lui, în felul lui de a fi, de a gândi. Oricum, noi am avut de la început drumurile noastre separate. Eu am ținut foarte mult la originalitatea mea și crrr! A. Crrr! A. A. Și pe foaie o capră, pe foaie o capră, pe foaie o capră, fiecare foaie a dat câte o capră. George! George! Strigă la mai Zorro! George! Grrrr!